Câteva ore de fericire pe zi între ani lungi de singurătate. Vorbim despre condamnatele de la penitenciarul Rusca care stau cu gândul la ziua când vor închide poarta închisorii și vor deschide o altă poartă, cea a libertății. Până atunci însă această așteptare se măsoară în ani. Nu întâmplător abordăm acest subiect ca să treacă mai ușor timpul și ca să se simtă utile. Începând cu această săptămână, 20 de condamnate sunt salariate cu acte în regulă la o linie de producere a încălțămintei deschisă pe teritoriul închisorii. Între zidurile înalte ale penitenciarului de la Rusca am întâlnit 334 de istorii de viață diferite, dar legate prin locul unde își petrec ani din viață. Soarta le-a aruncat departe de cele mai multe dintre posibilități, de oamenii dragi, dar și de visele nerealizate încă. Aveți mult timp ca să rămâneți aici? Nu, не знаю, для меня, конечно, это много. Почти 3 года, но это много. Indiferent de motivul care le-a adus în acest loc, deținutele poate mai mult decât oricine își doresc să muncească, nu doar pentru ca orele să zboare mai ușor, ci și ca să-și poată ajuta copiii și părinții rămași de partea cealaltă a zidurilor. Nu sunt de mult timp, am acuș un an de zile de când sunt aici, dar nu cred că aici pot să te acomodezi vreodată. Ca să fie utile societății, administrația penitenciarului împreună cu o întreprindere de confecționare a hainelor, care la fel activează pe teritoriul închisorii, au atras parteneri din străinătate. Este vorba de o firmă italiană care a investit peste 15.000 de euro în lansarea unei linii de producere a încălțămintei. Investitorul este o companie italiană care ne-a propus să investească utilajul și materia primă pentru a produce fețele din încălțăminte, asta o parte din încălțăminte. Acestea merg peste hotare în Europa. Noi avem școală profesională care este aici pe teritoriul penitenciarului, adică la școala profesională ele trec niște lucruri elementare. Din motive lesne de înțeles, cele mai multe dintre deținute ne-au vorbit cu spatele la cameră. Una dintre ele este și Tatiana, care a ezitat să spună cum a ajuns în acest loc de detenție. Este aici de aproape un an, iar încă cei 4 ani care urmează să-i petreacă în închisoare îi egalează cu o veșnicie. Micile bucurii le transformă însă în mari evenimente. Muncește acum în cadrul întreprinderii de încălțăminte nou create și spune că așa zilele trec mai ușor. Îmi pot ajuta copiii pentru că noi avem dreptul să transferăm banii, salariul nostru câștigat acasă, la copii. Trece timpul foarte, foarte repede. Când ajungi lunea, mergi la muncă. Când ajungi, când te uiți, e sâmbătă, de acum gata, nu mai ești la muncă. Undeva așa, te deprinzi că, mă rog, nu ai altă ieșire și trebuie să mergi înainte. Deținutele nu știu încă ce salariu vor primi pentru munca depusă, însă asta se pare că nu le deranjează prea mult. La libertate am lucrat tot cam așa ceva, numai nu la haine. Da, salariu, ocupație și da, salariu oricum. Decât nică, mai bine puțin decât nimic. Larma din întreprindere nu este însă propria acestui loc. Însoțiți de gardieni am intrat și în biserica improvizată a închisorii, unde împăcarea cu tine și cu tot ce ți se întâmplă plutește în aer. La intrare, o altă deținută care și-a găsit alinarea încroșetat ne-a spus că la libertate avea o altă viață, prășit, sădit, semănat. Acum însă are tot timpul din lume și acest timp îl dedică doar lucrurilor sfinte. La libertate avem de prășit, avem de săpat, avem de construit pe acasă, o pasăre, una, alta, copchilașii mici. Da, să acolo e altă, dar aici e cu totul alt. Tot lucram, ducem la biserică, ajutam, fășem, tot florișele, ducem coroane. Sunt însă și condamnate care nu au doar grija propriului suflet. Ele au și copii alături. Deveniți fără voie prizonieri, micuții se află până la vârsta de 3 ani lângă mame. Acestora li s-au oferit camere cu condiții mai bune și au parte de mai multe alimente, dar rămân totuși în detenție. Una dintre condamnate ne-a mărturisit că își spășește pedeapsa împreună cu mama sa. Istorie întâlnită tot mai des în ultima perioadă. Fiind maltratată ea și copiii ei, femeia și-a ucis soțul, iar mama ei a fost învinuită de complicitate. Acum deținuta l-are alături pe copilul ei în vârstă de 2 ani. Acasă însă o mai așteaptă un băiețel de 12 ani. Spuneți, reușiți să mergeți acasă odată cu copilul? Nu. Îl dă acasă în 2017 și eu în 2021 termină. Da, stați mai demult în băieț. 2 ani. Eram însărcinat. Da. Eram însărcinat 3 luni jumate. La mine nu vine, eu 2 ani nu i-am văzut copilul.
Acești copii nu au văzut încă altceva decât pereții și gratiile pușcăriei de la Rusca și nu știm dacă primii lor 3 ani din viață îi va marca în viitor. Cert este că mamele lor nu vor putea scoate vreodată din memorie viața petrecută de partea cealaltă a zidurilor.